până la cap. Foarte frumos. Ați observat că a emoționat-o această chestiune? Da. Cristi, pentru că este o sensibilă, în primul rând de artist, în afară de faptul că este citit, este o fată școlită. A noi în Ardeal spune, ești cu școală multă. E cu școală multă, da. Da. Și cu simțul umorului, cu tot ce trebuie. Da. Și întotdeauna a știut și punctează foarte frumos și să dea și anumite exemple și replici în ceea ce susține. Și uite că... Domnul general, povestiți-mi acum câteva... Deci din octombrie încoace, soarele răsare, frumos, puternic. Dați-mi câteva exemple de momente frumoase, dulci, sentimentale din aceste 4 plus 3, 7 luni. Cam da. Da, deci dați-mi câteva exemple. Eu știu, la Revelion... La Revelion, dacă ați avut așa vreun moment anume, de ziua îndrăgostiților... N-am făcut Revelion împreună, a fost încântare cu o formație renumită, cu Bănică, da, la sala Parlamentului, și am făcut separat. Stați, domne, că stai să-mi revin, Cristi, că am fost... Cristi, memoria, n-ai prezentat-o? Ba, dacă eram acolo când a cântat la miezul nopții, păi maestru Turda... Păi nu te-ai făcut prezentare? Ba, da. Păi și unde era Nicol? Păi eu aveam eveniment într-o altă locație, dar haideți să punctez mai exact momentul în care s-a produs acel declic și am spus da. Deci până la momentul 1 ianuarie 2018 n-ai au fost doar telefoane, mesaje, eram confuză, nu știam ce să spun, mă gândeam la părerea celor din jur, luând în calcul doar diferența de vârstă care nu are nicio relevanță, vă spun sincer. Pentru că domnul Turda este, domnul general este un tip foarte tânăr. Nu, mă gândeam doar la ce va spune lumea, că la gura lumii, atât. Apropo de lume, da, n-am citit prea multe, vorba aceea, replici negative, chiar că nici unul. Dar și de ce să fie replici negative? Dar să știi, Cristi, sunteți un lucru. Sunteți doi oameni liberi. Eu îmi trăiesc viața mea, nu trăiesc viața altora. Corect. Și nu mă interesează. Non-comment. Și ați dat publicului muzică. Hai să vă mai dau un pont. S-a mai destupat lumea la cap. Da, să știți, reacția și comentariile... Domnule, adică de ce? De ce e obligatoriu ca un om la o vârstă foarte frumoasă să casă stea și să stea în șoșone acasă? Nu e genul. Domnul Turda va fi ca Ion Iliescu, care a spus că va ieși cu picioarele înainte din politică. Domnul Turda va cânta până în veacul vecilor, amin. Pe mine nu mă interesează ce zice lumea din țară sau de anumite locuri în care mă cunosc cu oamenii foarte bine. Nici chiar cei de la Săpânța nu mă interesează. E viața mea. Mi se pare normal. Bun, da. Bun. Și pe 1 ianuarie, ce s-a întâmplat? 1 ianuarie a fost acel mesaj de la mulți ani, un an cu împliniri, cu bucurii. Al lui. Da. Și atunci am zis, nu, am refuzat. Au fost prea multe refuzuri. E primul mesaj, gata, dau curs. A fost primul mesaj de an nou. Deci, practic, primit, da. Aha, și de 1 ianuarie, timp ce eu eram lângă domnul general, îți dădea ție mesaj. Dar nu era să-ți dea ție. Să te nu să-mi dea pene. Băi, cum să-mi dea mie, mă, că era lângă el, doar nu suntem nebuni să ne dăm mesajul unul altuia la cel la cel. Dacă nu te-ai dat domnul general, la mulți ani și el de la masa cealaltă. Da, Cristi, la mulți ani. Eram la cel masă aproape. Da, vecin de masă. Deci la 12 noaptea a cântat domnul general la Palatul Parlament. Așa a zis asta mică, n-ai fost vigilent că ai fi dat știrea de atunci. Nu. Adevărul este că eu l-am întrebat pe domnul general și domnul general a spus, ai să vezi, nu comenta nimic, nu mi-a spus așa, l-am sunat și a spus, domnul general, zicem ceva și mi-a spus, nu, ai răbdare că dacă va fi ceva, va fi la tine, suntem aici, așa se lucrează. Și m-am ținut de cuvânt. Așa se lucrează. Păi da, bun, mergem mai departe, bun, și după aceea, deci Nicol, de atunci v-ați văzut mai des, v-ați mutat împreună, rezultă. Sigur, aproape. Mai are un troller de la dacă mai care de la ea la mine. Am înțeles. Au fost momente și de cumpănă, pentru că... Opa, când ți-ai luat hainele? Nu-mi zic. Am mai luat și haine, am venit, am plecat. Bine, păi în funcție de sezon. Le-a luat de sezon, de iarnă, le-a dus acasă și de la acasă aduc cele de vară. Da. Deci, până câștigi încrederea, și eu am avut teamă, nu știam care e motivul pentru care am fost căutată, fiind înconjurat prin natura profesiei de atâtea femei frumoase. E geloasă? Îmi venea de multe ori să iau telefonul ăla, cine mai scrie acolo? Stai o secundă, eu știu lucrul următor. Domnul Turda, când a început o treabă, când este. Eu om serios. Păi tocmai asta cu asta m-a câștigat.
indiferent, adică serios. Atunci când l-am văzut în viață, lucrurile au fost serioase. Deci dacă a apărut cu doamna și a fost doamna, s-a terminat. Restul poate să sune diverse provocatoare de profesie. Mie spui. Păi nu? Deci. Mai sunt. Mai sunt. Sunt în culise, sunt doamne în culise. Ajută. Sunt în culise? Sunt în culise câteva. Plecați, mă, fetelor, că pijamaua e ocupată. N-ați înțeles că pijamaua e ocupată. Vezi că-mi bani de taxi, plec cu taxiul. Da, nu e nevoie. Merge. Tot da. Cu mine. Da, da, da. Așa, da. Deci. Sunt un calm, răbdător, da. Conform cu cuvintei fulii despre care. Adică plec da, cu taxiul, da, da, adică vă taxinați așa. Să spui bancul ăla cu oțelul, cu fierul, cu... No. Haide tu, te rog. Mă provocă, loc. Care e bărbatul ideal? Care este? Nu știi? Ziceți, nu. Bărbatul cu trei metale la el. Așa. Le știi sau nu știi bancul? Ziceți, că-s gata, s-o și urechi. La mine se cam potrivesc aproape toate trei. Așa, ziceți. Nu știu la tine. Poți să spun? Da, spune. Câte ceasul acum, câte la noi, câte ora? 11 fără un sfert. Merge. S-au culcat copiii. Trei metale, da? Da. Argint, aur și oțel. Am înțeles. Argintul unde? Argint pe cap. Așa. Aur în buzunare. Așa. Și oțel unde trebuie. Și unde trebuie, da. Și oțel unde trebuie. Așa s-a călit oțelul, cum da? Spune. Bun. Da. Ce iubești la Gheorghe Turda? Răbdare. Caracterul. Da? Gheorghe Turda. Foarte frumos. Care a fost cel mai tandru moment al acestor 4 luni de relație efectivă? Când și-a dorit să mă însoțească în diferite turnee ale mele. Mi se pare normal să fie lângă dumneavoastră. Normal, sigur, da. Nu mai vreau să prezența ei în casă. Așa. Da. V-am spus, gospodină desăvârșită, atentă la toate cele, la foarte în multe lucruri de amănunt. E bună de la nevastă, domnul Turda. Pupăcioasă! Aci nu se spune. A zis ea, da. Nu se spune. Pupăcioasă, deci da. Dacă nu știa să mă sărute, o învățam eu. Sunt doctor aici. Foarte tare. Deci, domnul Turda, asta este un lucru minunat. Pupăcioasă, înțeleg că drăgăstoasă, tinerețe curată. Da, bineînțeles. Ceva planuri de viitor? Da. Planuri de viitor? E foarte bine așa cum suntem acum. Da? Este super bine. Dar sunt convins de asta. Da. Eu m-am căsătorit o singură dată cu soția mea, Dumnezeu să o ierte, am o familie de excepție, da. 2 fete, 2 gine ca și copiii mei și 3 nepoți care sunt și vecinii da, tăi, da, da, vecinii mei, așa, da. Exact, îmi iubesc enorm familia, așa cum îmi iubesc tot neamul de altfel, cum o iubesc și ea, cum mai face parte din familia mea. Normal. Exact. Frumos. Și fetele o iubesc. A fost o declarație de dragoste în direct a domnului Turda pentru Nicol, da? Și fetele o iubesc. Deci te-au acceptat. Așa. Da. Asta vreau să mare spun. Lucru. Familia dumneavoastră cum a primit-o? Urmează voichița pentru că ea a fost plecată în misiunea ei cu serviciu în Austria următoarele zile. E da? Sunt sărbătorile de 1 mai. E vecină cu mine. Vecină voastră. Dacă aveți gard. Nevoie de un reprezentant, dați-o strigare. Bineînțeles, să mă ajuți. Să aude așa peste gard. No. Domnul Cristi! Și apari numai voichița n-a văzut-o încă. Așa. Voichița și Tudorel. Dar Adrian a văzut-o. Am înțeles. Alaltă ne-am întâlnit. Bravo. Anca nu mai vrea toată familia. Am fost de Sfântul Gheorghe împreună la... Deci deja a greu moment pentru mine. Asta a spus ea, a fost cel mai greu moment pentru mine. Cred că nu e ușor și eu cred. Să întâlnești familia generalului. Da. Dar a fost bine. Foarte bine. Eu sunt un tip pacifist, știu să împac toate treburile acolo la când trebuie și nu sunt un om al discuțiilor și a întrebărilor și vorba aceea fără sens și a... Perfect. N-ai fugit de da. Deci, mai avem un minut, 30 de secunde, un minut. Da. Gândiți-vă ce trebuie să spunem într-un minut, după care domnul general va face o dedicație muzicală lui Nicol. Pentru voi și mai ales pentru noi doi. Mai ales pentru... Da. Acum uitați-vă unul în ochii celuilalt și spuneți în această... Ce credeți că ar trebui să vă spuneți unul altuia? Întotdeauna, pentru mine, întotdeauna femeia este prima în toate... care întreprindele față de mine și față de familie. Îi dau microfonul Nicoletei. Nicol, ai ultimul cuvânt. Generalul ți-a zis. Ți-a predat ștafeta. Da, e atât de profund totul, încât nu știu care ar fi cuvântul potrivit să descriu ce simt la momentul acesta. Fericită, dar, împlinită, da, liniștită. Foarte fericită, echilibrată, sufletește. Bravo. Da. În profesia noastră, noi femeile suntem
avem nevoie de protecție, mă simt protejată. Cred. Și strângerea noastră de mână e cea mai... Cât toate averile pământului, foarte avem frumos. Noi așa ne ținem de mână. Într-un... Da? Păi atunci, doamnelor și domnilor, hai țineți-vă da. De mână ca doi... Îndrăgostiți. Așa, și acum spuneți dumneavoastră. Dragii mei, dragi, ne ascultă o seară, o revelație pentru mine este, și pentru că pentru noi, întâlnirea între noi doi și voi doi, tot un fel de accept, da, bineînțeles, un accept, pentru mine este o stare de echilibru foarte solidă pentru ce am întrepis noi de acum înainte împreună. Sigur că vor fi discuții și vor fi contre, poate că vor fi, poate nu vor fi, dar faptul că mi-am dorit ca Gheorghe Turda să aibă un echilibru familial și pentru sănătatea lui de acum înainte și ca cineva să fie în dreapta mea, nu ca să mă ajute neapărat materialicește sau din alte puncte de vedere, să fie lângă mine, să mă ocrotească, și să mă iubească, normal. Și nu oricine, Nicol. Același sentiment îl port pentru ea și invers. Să mă ocrotească, să mă îngrijească și să fie mână-mână cu mine cât va prea bunul Dumnezeu. Știți cum spunea omul care...